În imaginile video se vede clar cum se deschid ușile din spate ale mașinii încasatorilor după ce vehiculul trece de un hop. Sacul cade jos, deși nu se vede foarte bine. Imediat acolo oprește o mașină, cel mai probabil fiind persoana care a anunțat despre sacul cu bani. Două minute mai târziu, în imagine apare o mașină de poliție, dar nu este clar dacă se oprește la locul incidentului. Peste alte două minute, mașina încasatorilor se întoarce. Unul dintre încasatori coboară și traversează strada fugind. Apoi vine și mașina. Abia peste 23 de minute de când a fost scăpat sacul, este clar că un echipaj al poliției trage pe dreapta în acel loc. Imaginile au fost surprinse de camerele unei vulcanizări din preajmă. Între timp, angajații băncii de economii care au fost implicați în incidentul cu banii care au căzut din mașină au fost suspendați din funcție. Și asta pe durata anchetei interne inițiate de instituție, rezultatele căreia vor fi dezvăluite ulterior. Informația se conține într-un comunicat de presă emis de BEM. Reprezentanții băncii de economie au refuzat să ne spună însă despre câte persoane este vorba și cine sunt acestea. Sacul cu a căzut vineri pe Strada Albișoara. Reprezentanții BEM n au putut atunci să ne explice cum a fost posibil ca ușile mașinii încazatorilor să se deschidă din mers, iar banii să ajungă pe drum.